Militarii detașamentului de pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi și Gălănești, au intervenit cu 8 autospeciale de stingere și o ambulanță smurt pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Frătăuții Vechi. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la casa de locuit și la anexele gospodărești, construcții majoritare din lemn cu pericol de propagare la o gospodărie învecinată. Pe timpul intervenției, pompierii paramedici smurd au acordat primul ajutor medical unei femei în vârstă de 58 de ani și unui bărbat de 28 de ani care au suferit atacuri de panică. După ce au fost stabilizați, ambii au refuzat transportul la spital. Flăcările au izbucnit din depozitul de furaje, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric generat de un cablu electric cu izolația deteriorată. Eram plecat la o cumătrie și deodată m-a sunat și mi-a spus să vin acasă, că mi-a luat foc casa. Da, era mama. Mama și mama când a ieșit deja, șura era luat foc, deja au fost luat, eram plecat șura. Nu știu, din doar altă posibilitate nu este decât la un scurt circuit, altceva nu este. Am intervenit serviciu voluntar pentru situații de urgență de la Frătăuții Vechi la un incendiu în comună la noi. Am fost ajutați de pompierii voluntari de la Gălănești, de la Frătăuții Noi. A ars, focul a pornit de la o șură, nu știm încă de la ce. A ars șura în totalitate. S-a putut salva din casă, dar nu știm încă cum arată înăuntru. Un eveniment tragic, ne pare rău că s-a întâmplat așa. Le mulțumim pompierilor voluntari de la comunele de jur, din jurul Frătăuțului, că au venit să ne ajute. Au fost anunțați prin 110 un incendiu în localitatea Frătăuții Vechi, la locul intervenției anul pasat, între autospeciale cu apă și spumă. De asemenea, a fost solicitat și au ajuns la locul intervenției serviciul voluntar al localității Frătăuții Vechi cu două autospeciale, serviciul voluntar al localității Frătăuții Noi cu două autospeciale și serviciul voluntar de Gălănești. S-a intervenit pentru localizarea și echiparea unui incendiu care se manifesta generalizat la casa de locuit, anexele gospodărești și adăpostul de animale, șuri și magazii ce erau în ce forma complexul de locuințe. Exista pericol de propagare la locuințe învecinate. Incendiul a fost lichidat, localizat și lichidat. Mai se verifică ultimele focare de incendiu, urmează să stabilim cauza probabilă de incendiu. De asemenea, la locul intervenției s-a deplasat și echipajul smurt care a asistat proprietarii care au suferit de atac de panică.